Dacă trei probe sunt la INM, trei probe sunt și la raționament. Partea întâi, nu se spune cum se spune, partea întâi, mă întâia, clasa întâi, partea a doua și partea a treia. Eu le împart așa pentru că este, îl ține tot de metodă și de felul în care eu prezint. Partea întâi sunt textele mari. O să trec foarte repede peste ele. Vă și vi le spun pe asta din 2016. Partea a doua este analiticul, care mă interesează în mod special. Și partea a treia este gândirea logică sau raționamentul logic, ca și cum ar putea fi gândire încă o dată ilogică sau raționament ilogic. Care este povestea? Povestea este că această parte 1 cu parte 2, știți că există de la G1 până la G4, grilele. Ei le permută. Poți să începi cu texte analitic, faci pauză, vine gândirea logică. Asta este 2 ore, povestea asta este 2 ore. Nu știu dacă în spate se vede. Încă o dată. Textele mari, macrotextele, cum le numesc eu, sunt 4 plus 1 pretestat, vă explic așa după puteri ce e cu pretestatul, cu 4 plus 1 analitice, în total sunt 2 ore. Poți să începi cu ele, faci o pauză de 40 de minute și plătești la gândire logică. Și mai faci 2 ore. Aici ai în total 50 plus 8 pretestate. Oricum, ideea e că totalul total este cât? 58 cu 100... Cu cât e? Cu 62 să fie 120. Aici cred că e 62. Bine calculez. Da. 62 în total 120, din care doar am lăsat o datombare, INM-ul, bineînțeles. O pretestat acolo ajuns la 99. Nimeni nu putea să facă 100. Da. În fine, trecem peste asta. Au greșit în 2013, au greșit în 2010. Deci nu au greșit acum cu Iosef K. Eu să le scriu, dar nu, e jenant să greșește asta. În total sunt 120 de item, din care se puntează 100. Cei cu pretestatul nu insist, pentru că acum 2 ani au speclit-o vreo 2, ele de-ai mei. La textul cu, anul trecut, la textul cu baia. Cine a fost, cine știe grilele. Au avut un text cu baia, cu buzile, nu știu ce, de unde începe baia din Neolitic, bla bla. Și una dintre fete, foarte bune de altfel, mai la baron, că v-am spus, toți care au eșec la INM se duc la baron. Deci că, dacă în țara asta o să fie inemiștii, nu, avocații o să fie acei frustrați care n-au intrat la INM, va fi un dezastru după mine. Și o spun, cred că înțelegeți ce spun cei care sunteți mai maturi. Este nasol. Bă, dacă vrei să fii avocat, fă-te avocat. Dacă vrei să fii judecător și să ai hemoroist, pentru că asta te așteaptă ca judecător, că nu te așteaptă plajele de pe Copacabana, hai să duc avocații la plajă. Judecătorii stau dracu acasă, fac hemoroist, studiază dosare. Dacă vrei să fii procuror, cum vrea domnișoara din față, care se uită la mine rău, atunci te plimbi și tu cu ăștia, cum îi cheamă, cu ziariștii, mergi pe acolo, bă, ce s-a întâmplat, te bagi în crâșme, ăia, cine aduce droguri, ce face ăla, cine mai votează, cine nu. Nu, asta vei face. Asta vei face. Sper că nu vei face hemoroist ca judecătorul. Așadar, acum fără glumă. Ce credeți că e o meserie spectaculoasă? Ce poate fi mai anos decât un judecător? Și un tip care stă cu cutia pe nas, chelește în timp și femeile sărace, nu mai trebuie, nu știu ce fac. Da, da. Stai acolo. Vedeți? Lumea vrea meseria, dar nu știe ce presupune meseria. Să stai 8 ore să citești dosare și să te duci de câteva ori în instanță? Credeți că e spectaculos? Cei care au așa, se uită la mine de multe ori dubioși și spun, bă, fetelor, eu în locul vostru n-aș mai face dreptul. Mă duce în Brazilia, mă duce în Italia, sunt atâția italieni acolo. Bine, că sunt tante la ei, da. Te duci, te îndrăgostești, trăiești viața. De ce să faci drept în Domnul? Dar dacă vrei să-l faci atunci, fă-l și ia în calcul toată povestea. Că altfel puteai să te faci din asta, prezentatoare de meteo, sau cum e la ProTV, nu știu. Bun. Deci dacă cineva e serios, atunci chiar trebuie să înțeleagă că ce spun eu are logică și are sens. Textele. Și cu analiticul se fac împreună. Este o șmecherie foarte, foarte subtilă din partea INM. În sistemul american e un pic altfel. Cum se numește sistemul american? El? Așa, uite că știe. Apropo, cei care vreți, puteți găsi să vă exersați analitice, mai ales nu m-aș băga la texte, sunt absolut la fel. Deci multe sunt luate direct la un dat, le-au tradus, acum nu le mai traducă, le formatează ei, trec peste asta. Ce este important? Încă o dată, textele plus analiticul se fac împreună. Și aia este o chestie subtilă. De ce? Bianca, care ai fost în sală, ai făcut bine 73. Dar se putea mult bine. Care este șmecheria? Poți să le spui colegilor, că văd că nu este nimeni care să vă ajute aici în sală, în afară de tine. Îți ajung o oră 50 de minute pentru povestea asta. Că acolo sigur îți ajung. Acolo sigur îți ajung. Și cu metodă, și fără metodă. Și dacă ești clăpăuc, și dacă le citești pe conținut, tot le faci. Și le-alea mari le faci acolo. Dar aici e o problemă. Dacă ești de acord cu mine, că dacă nu ești de acord, poți să mă contrazici. Cum a fost unul la Iași care a zis, nu, domnule, eu n-am greșit nimic la analitic și totuși n-am făcut nici ce punctaj. Am făcut nici ce punctaj. Am zis, nu cred.
Erau 270 de oameni în sală și am zis, nu cred. Și totul, sunt lucruri la care mă pricep. Bianca, colegii, domnișoarele și domnii din sală, textele plus analiticul nu pun o problemă legată de timp. Asta vreau să spun și Bianca să mă ajută. Ele pot fi făcute, dar nu contractul, nu într-o oră 50. Ce înseamnă oră 50 de minute? Înseamnă că tu ai nevoie de 50 de minute pentru 5 analitice și ai nevoie de o oră pentru 5 texte. Ce înseamnă o oră pentru 5 texte? Textul cum arată? Este un text de A4, vi-l arăt imediat, cei care nu l-ați văzut. Un text de A4, cu 5 paragrafe și cu 7, 6 sau 8 ite. Înseamnă că ai nevoie de 12 minute per text. Eu vă dau timpii la secundă, pentru că oricum la cursul se lucrează pe cronometru, pe cronometru pe secundă. Mai că secundele trec altfel la curs și cu totul altfel în sala de examen. 12 ori 5 înseamnă 60 de minute. Înseamnă că în 50 de minute tu va trebui să faci 5 analitice. Ei, pare banal că pleci de acasă cu chestia asta. Ai învățat, ai făcut după câte grile sunt. Ia să vedem câte grile regulare. Cine știe câte grile sunt? 2005-2016, câte să avea? Plus două neregulare, 2011, dublă, 2013, dublă, plus 2004-2003, alea vei care nu s-au dat. Numărați-le voi. Sunt vreo 16 grile. Nu se poate să nu știți, mă. Nu te duci la inimă dacă n-ai făcut grilele. Până luna aprilie ar trebui făcute cel puțin o dată grilele. Dar nu după ureche. Nu după ureche. Dacă le faci după ureche, le strici, cum zic. Așadar, ai textul în față. Tu va trebui să-l faci în 12 minute, să citești textul în 5 minute, vedem imediat care e metoda din punctul meu de vedere, în 7 minute să răspunzi la item și te încadrezi într-o oră. Într-o oră. Dar în ideea în care tu vei fi motor, efectiv, panzer în analitic, adică așa trebuie să-ți meargă mâna. A, schemă, pac, 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 diagramă, am spart-o în două, modus, dacă diod e acolo, diorică e acolo, pac, țac, pac, țac, pac, și ai făcut. Te-ai încadrat, poți să greșeala, poate, niciodată greșeala nu are voie să survină la analitic. Niciodată. Înseamnă că ai adormit. Sau nu știi. La texte, posibilitatea de a greși este undeva de 5-6% și vă și spun exact unde. Altfel nu se poate. Deci gândiți-vă ce punctaje se fac la naționalitate. Chiar dacă anul acesta, Bianca, ai fost anul ăsta acolo și îmi pare rău, și nu-și dau seama, anul ăsta au intrat câți 193 de oameni. Deci au rămas locuri. Gândiți-vă că la magistratură au fost 144 de locuri. Știți diferența între INM și magistratură? Cei cu vechime. Este vreunul care se pregătește pentru magistratură în sală. Perfect. Ai fost, dar ai căzut anul ăsta. Da. Anul ăsta ai căzut. La interviu. La jurid. A, la jurid. Îmi pare rău. Nu, m-am speriat. Am avut așa o mică bucă. Mai era unul de la Iași, unul de la București, după din Ploiești. Băiatul și încă o fată de la Oradea, din cei care au căzut. Dar de la Cluj au intrat amândouă și una cu a doua notă la interviu. Este banal. Oamenii de la magistratură și-au dat, cei care au trecut de juridic, deci nu te luăm pe tine calcul, și-au dat cu strâmbul drept. Păi vă dați 144 de locuri din care intră 32 de oameni. Nu, au rămas după juridic 67. Știu, eu, dar nu contează. Eu spun. Și-au intrat în final 30. 30! Deci din 144 de locuri. Am verificat încă 2 lapse. Bun, păi înseamnă că este un bine cu hezaș. Vă dați seama, adică ai 144 de locuri, asta ți arată că cei de la INM chiar sunt serioși. Nu iau pe oricine. Dar, ca idee, ai locurile în fața ta, poți să culești perle din copac și tu nu poți că, nu știu, ți s-o rupne dragii sau nu știu ce n-ai mai puțin. Locurile sunt acolo, de ce nu le umpli? La INM la fel. Câți au intrat? 193, au rămas cât? 7 locuri goale. Practic, anul ăsta, dacă treceai de juridic, era intrat. Cine reclădou? Bianca, iară, știu că mă juri acum, mă jur până la final de tot, dar nu-i bani. Ieși la o țigară și îți explic cum se treabă. Adică ce vreau să spun? Examenul acesta se ia, dragii mei. Se ia greu. Până la urmă este un examen complet diferit de barou. Îmi pare rău pentru barou. Deși și acolo este greu. Știți că în ultimii ani nu se mai intra atât de ușor la barou cum se intra. Este un examen elitist. E foarte bine să fie ceva în țara asta elitist. Dă-mi încolo de treabă, că altfel dacă duci la primărie și ești vărul tata și alunașul și te ia acolo și nu, bun, poftim, ești consilier juridic. Nu-i în regulă. Orice examen ar trebui să fie exact cum este cel de la INM. Să presupună anduranță, să presupună capacitatea omului de a duce până la capăt o poveste. Nu așa cum mă prezint, îl iau și gata. Dar să ia, Bianca, și o să-l iei. Revin acum la texte și analitic. Ce înseamnă text? Textul este cel cu baia de care vă pomeneam acum. Anul trecut, domnișoara cu baia a văzut textul, că a dat raționamentul și în 2014. Și spune, domn profesor, nu l-am făcut, că am zis că e pretestat. Dar cei de la INM au zis, auzi, dragă, n-a fost pretestat, a fost pretestat în 2014, dar n-a fost pretestat în 2015.
Ce înseamnă pretestat? Știe careva ce înseamnă pretestat asta? Sunt două tipuri de pretestare, e foarte ambigu. Acum câțiva ani se dădeau pretestări în centrele mari, adică București, Cluj, Timișoara, Iași. La raționament. Veneau, dădeau grile, cei care erau în sală, normal nu puteau să plece cu grila, dar ei măsurau gradul de abstracție, să spunem, și gradul de dificultate. Și după aceea anumite elemente, fie analitic, fie texte, le preluau în examenele regulare, adică în examenele care s-au dat în anii ăștia. Și atunci erau considerate pretestate pentru că s-au testat, înțelegeți, înainte. Le-au prestat cândva anterior. Nu te poți, nu ai cum să știi care e pretestat. Au fost tot felul de discuții, nu există. Toate merg ca în brânză, toate trebuie făcute. Fata ce-a făcut? A văzut textul cu baia din 2015, cu Neoliticul, și au zis, tot profesorul, nu mai fac pentru că și-a pierdut 7 puncte. Deci a pierdut efectiv 7 puncte. Cei de la INM au spus, domnișoară dragă, dar noi n-am spus că ăla era pretestat sau ăla era pretestat. Deci, pe scurt, nu contează. Ele trebuie făcute toate. Cum arată textul? Text de A4. Acum, din păcate, nu știu cum o să fac cu microfonul ăsta. Textul din 2000, uite, de luăm ăsta din 2016. M-am uitat peste ele acum vreo 2 zile. Bianca, îți mai amintești? Eu fost acolo. Ajută-mă. Ai, nasolul microfonul. Uite, primul text este, ca să vedeți ce, cei care nu ați văzut grila. Primul text începe cu haosul, cu secolul XIX, cu mașinismul, cu timpul și cu strădelor, cu gustul estetic. Al doilea text este cu romanele polițiste și aici îl bagă pe Iosef K. V-am zis, stâmpenia INM, să fie limpede. Nici de cum nu-l cheamă K pe personajul din procesul. Cu atât mai puțin ei vorbesc stâmpenie despre ce scrie textul ăsta despre procesul. După aceea, al treilea text, dacă nu mă înșel, este cu dopamina. Păi știți ce-i dopamina? Eu habar n-am. Știți voi ce-i dopamina? Să definiți dopamina. Păi auzi endorfină, băi, am zis, dacă e ceva de la chimie, eu sunt pe spate. N-ai nicio treabă. Unul cu dopamina și unul cu informația și cu internetul. Ăla mai știam că e cu Facebook, cu ăstea, cu like-uri. Ăsta era ușor. Vedeți? Texte complet heterogene în raport cu experiența pe care voi aveți. Adică nu poți să te pregătești la texte. Și vă spun o chestie reală pe care eu am trăit-o. În 2013, când am văzut prima grilă din 2006, am dat de nu știam ce înseamnă INM, am zis, bă, hai să fac texte. Și am zis, hai să vedem, idee principală, ce vrea să spun autorul, ce pui meu cu tăla să zică. Bă, dracu, când am luat să văd ce mă întreabă, eu încercam să înțeleg textul și el mă freca cu tot cu tricăcatul. Adică ce înseamnă cu tricăcatul? Iertați-mă, nu vă sfiți de limbajul non academic, pentru că nu trebuie să fiți scorțos pe lumea asta, ca și profesorii care predau același curs de 100 de ani, 100 de ani, sunt îngălbenit finele și tot așa le pică monocul și la fel pe nou. Era mereu prost învățământul. Că oamenii nu știu, chiar nu știu meserie. Nu mă sfie sus. Sunt profesor de 17 ani și știu ce înseamnă sistemul. De la clasa a 3-a unde predeam ran până la universitate la master. Și știu ce înseamnă sistemul. Așa că nu fiți cu coane și agitați că o zis ăla căcat și nu știu ce. Bun. Ce înseamnă trecătatul? Bianca, ai dat examen. Toate textele. Păcat că nu pot aplica asta, doar la curs. Să vă arăt unde se poate greși. Sunt 4 întrebări unde se poate greși. Dar și acolo, dacă ești clăpăuc, eu am fost clăpăuc, nu m-am uitat. Am citit textele în zigzag. Tu trebuie să aplici o metodă foarte, foarte sigură. Ce spune metoda? Metoda asta spune așa. Tu trebuie să citești textul în 5 minute, maximum 5 minute, între 3 și 5 minute. Cu oarecare lejeritate. Și vă rog, fiți foarte atenți. Aplicați-o și veți vedea că aveți rate de succes de 95%. Vă garantez. Citești textul relaxat. Nu trebuie să-l înțelegi. Ferească Dumnezeu să-l înțelegi. Paranteză. Una dintre fătuțe cu care lucram, îi face textele din 2014. Da, nu, 2015, cu Cruceada, cei care știți grilele. Și la un moment dat ne face destul de bine, când ajungem la Cruceada, greșește foarte multe. Începea de la Papa Pius cu eliberarea, nu știu ce, și o întreb tu copil al lui Dumnezeu. Ție, nu-ți place istoria? Să uită la mine, era de la Cluj, clujancă, fata. Și o termina la un liceu important din Cluj, pe parte de uman. Și zice, dar nu, domn profesor, am fost olimpică la istorie. Oh, poți zic, am înțeles, damn, și nu să faci textul. Încă o dată. Deci un olimpic la istorie este incapabil să facă textele de la INM pe istorie. Nu știu dacă mă înțelegeți. Vă dau și răspunsul. Copilul ăla, el crede că trebuie să facă apel la cunoștințele lui, la ce înțelege el din istorie. N-are nicio legătură. Cei de la INM vizează un lucru precis aici. Ei vizează capacitatea voastră de a vă descurca cu o masă enormă, amorfă, de informații. Oricum, textele sunt rupte, sunt trunchiate, dacă ați observat cei care le știți. Nu sunt texte cursive. O să vedeți unde apare cezura. Ei îți dau ca și cum tu ai avea 10 dosare. Apropo de hemorezii de care vă pomeneam. Și
Zice, mă, Vade, no, tu până mâine trebuie să citești la 10 dosare. Dar trebuie să ai capacitatea de a identifica termenii. De a identifica, să spunem, nucleele de sens. Cum ar spune ea de la limbize, nucleele semantice. Adică, ce vreau să spun? Textul are un fel de punct de fugă. Și are trei, după ce citești textul, are 5 paragrafe. Tu ai de răspuns la 3 tipuri de întrebări. Întrebările, de fapt, 3 tipuri, 2 tipuri, nu știu ce zic, 3 tipuri. Am luat-o pe ulei, 2 tipuri, de unde 3? Întrebările țintă, le numesc eu, sau întrebările țintite, care te primi direct la paragraf. Atenție! El te întreabă, ce vrea să spună autorul paragraful cu tare? Dacă vreți, putem citi, dar e banal, pe orice text. Pe oricare text. Uite. Care este cel mai probabil sensul cuvântului idilic? Nu vă gândiți la idilic, la ce știați voi din când vă plimbați cu gacii cu pălalul lacului, cu Eminescu, dacă se mai plimbă cineva să-ți pălalul lacului, că nu știu cineva înțelege Eminescu. Idilic nu înseamnă în text asta. Așa cum este folosit, îmi cer scuză pentru așa cum este folosit în paragraful 4 al textului. Ce face Eminescu în clipa asta? Se duce, presupunând că am avea textul proiectat. La paragraful 4 nu se bazează pe memorie. Iarăși, paranteză în paranteză. Experiența mea. Băieții greșesc pentru că sunt niște putori și nu se duc la paragraf. Și fetele interpretează. Fetele fac o viață. Pe bune, este greșeală tipică și am văzut-o pe pielea mea în toate experiențele, în ultimii ani de când fac chestia asta. Cu zeci, cu sute de exemple. Fără glumă. Băieților le stelene. Și nu, domnul profesor, dar nu m-am dus că eu țineam minte. Mă, nu ține minte, du-te la paragraf. Pentru că, în mod normal, idilic ce înseamnă? Zi, domnișoara viitoare procuror, ce înseamnă idilic? În limba română. Nu că după aia vă întreb încă o chestie, anul trecut a fost foarte cool aia. Știi ce înseamnă idilic? Când te plimbi cu ficiorul, tu te plimbi, să nu ai idilic. Cum e? Aia e idilic. Se referă la idilic. Romantic. O chestie. Ai văzut? Te poți gândi și la asta. Te poți gândi la rustic. Te poți gândi. Ei, nu merge. Acolo merge naiv, o să vedeți. Pentru că nu se potrivește. Tu nu poți să iei cuvântul, nu mergi cu textul la purtător. Înțelegi? Vreau să spun, te duci, cauți în context. Anul trecut a fost și mai tare pe căleală. Ia să vă aud că n-ați făcut, n-ați scris comunismul, niciunul dintre voi eram pionier în clasa 8-a când s-o termina cu comunismul. Ce înseamnă temeritate? Temerar, temeritate. Foarte bine. E, cine a zis, Bianca? Știa grila. Vreau să vă spun că 80% din copii deștepți, că o citi Boroi, o citi Codul, știau codurile pe de rost. O mai citi și câte un roman odată la 5 ani, că mi-au zis că odată la 5 ani, că eu aici înțeleg. Păi vă spun, profesorii nu mai citesc în țara asta, mai copii. Cum poți să ceri unui inimist care toată ziua învață codurile să mai și citească o carte? Vă dăm și niște trucuri, cercări să citiți până la interviu, când mă întreabă. Să nu spuneți la citit Dostoievski și din ăsta. Nu vă crede nimeni. Pentru că Dostoievski e greu, poți citi așa zigzag, dar nu poți să-l... La fel ca și Kafka, Kafka și mai greu. Toți au spus că temeritate înseamnă frică. Dragă, temere înseamnă frică. Temeritate e altceva. Temere, temerar, înțelegeți? Și au greșit pe capete în 2015 din cauza unui cuvânt. S-au greșit doi ite. Revin. Întrebările țintă, dragii mei, te duc la paragraf fără jene. Nu-ți fie lene, du-te la paragraf și caută. Ce vei căuta? Așa cum fiți atenți. Este metoda imbatabilă. Ca să dai răspunsul bun, nu ieși din zona, din textura textului. Vei căuta fie cuvântul mot-a-mot care ți apare acolo, fie sinonimul, fie reformulat. Nu există alt răspuns bun. Niciodată. Atât de apropiate sunt. Repet, nu putem aplica acum, nu este timp, e complicat. Am făcut la un moment dat într-o conferință, dar lumea deja așa era surescitată, că nu poți. Ideea este, aplici ce am spus eu și vă garantez că merge 100%, fără eroare. Și anul ăsta, în 2016, merge pe toate textele. Îți arăt dacă vrei. Și oricui vrea. Și în pauză, adică după ce se termină. Acum nu permite, n-am cum ar trebui să aveți textul, să-l citim, să-l proiectăm, e prea complicat. Aici nu se poate greși. Cine greșește aici este clăpăuc. Scurt, este clăpău în sensul că ori a interpretat, ori n-a avut răbdare să se ducă la paragraful 2, la paragraful 3, unde îi spune, bă, ce vrea să spună autorul acolo? Ce rol are următorul personaj în paragraful respectiv? Și atunci, bun, am uitat că iarăși din grabă, în timp ce ai citit textul 3-5 minute, fără să-l înțelegi, repet, fără să-l înțelegi, totuși tu ai subliniat 2-3 elemente, 4. Ce ai subliniat? Ai subliniat anii, numele de persoane, ai subliniat cuvintele care se repetă, adică cuvântul cheie al textului. Fiecare text are un cuvânt cheie. El va trebui să se regăsească în ideea principală și în scop. Ajung acum la al doilea tip de întrebări. Deci,
Întrebările țintă sunt 70, 80, uneori chiar 85, 90% din întrebările de la sfârșitul textului. Și din păcate vin acele întrebări păcătoase, întrebările complexe, întrebările de tipul 2, care sunt ideea principală, scopul, adică ce înseamnă, care este ideea principală a textului, care este scopul cu care autorul a scris textul, sau întrebare de tipul cu ce afirmație ar fi cel mai probabil autor, pe scurt. Astea ar fi, ar mai fi încă una care apare și nu apare, structura textului, organizarea textului. Cam astea sunt întrebările complexe, care apar pe toate limbile. Aici se poate greși. De ce se poate greși? Te duci tot căutând termenul. Niciodată răspunsul nu poate fi altul decât pe termen. Doar că nu mai poți să duci direct, ci va trebui să faci excludere. Și deci, știți ce înseamnă excludere? Când spun excludere, A, B, C, D, E. Dragii mei, când faci excludere la raționamentul logic, înseamnă că ești în metoda de avarie, așa se numește ea. Înseamnă că nu știi. Pe scurt, metoda de avarie este atunci când mergi cu mașina, nu, ți-o muri motorul și pui avarie. Ce faci la excludere? La idee principală nu ai ce să faci. Efectiv, le citești cu atenție, îl tai pe și rămâi crăcăna pe două. Ce înseamnă că le-ai rămas crăcăna pe două? Foarte apropiate. Clar a unui bun, B unui bun, D unui bun. Dar între ce și este o apropiere. Și acolo intervine atenția, rigurozitatea privirii tale, care cu siguranță detectează termenul. Îți scapă ceva. Iarăși nu putem aplica, pentru că timpul este scurt. În mod normal, dacă tu ai în total, cum am zis, 80% sunt întrebările simple, nu greșești la ele, ci greșești una pe text, încă o dată, una. Ai două complexe, una o greșești, Bianca. Deci 50-50, ca la dat cu bani. În clipa aia, tu ai făcut, ai 5 greșeli, cu totul pretestat, dar una e pretestată. 4-5 greșeli ai voie să ai la texte. Bineînțeles, la analitic, niciuna. Și atunci ai făcut 45 de puncte. Și aceeași poveste o să vedeți că merge și la gândire logică, unde faci tot 45 de puncte. Că nu ai cum să greșești. Dar, mai spun încă o dată și cu asta am încheiat. Nu încercați să înțelegeți textele. Este cea mai mare păcăleală. Și în stare de examen, știți ce se întâmplă? În stare de examen, pe lângă faptul că timpul se dilată, pe lângă faptul că dintr-o dată nu mai știi ce vrea autorul, te gândești că ești în clasa a 8-a sau a 11-a și profesoara te întreabă, mă copile, ce vrea autorul să spună? Și tu spui, dar nu știu, doamnă, ce vrea autorul să spună, dar dracului de autor, eu nu mai înțeleg. Intri în nebunia hermeneutice. Și asta e inadmisibil, asta e grav. De aia tu trebuie să rămâi, știți cum, trebuie să rămâi la bolovo, cum spun eu. Adică zici, bă, ce trebuie să fac? Să dau niște răspunsuri stupide, pentru că de fapt asta e ideea. Și atunci intri în logica stupidității. Cauți termenii, vezi care se potrivesc și nu-ți pierzi capul cu aburi interpretării. Aia o lași pentru cafeaua de după examen. Ok, cam asta la texte, mai mult n-aș spune. Dar pe aplicație și vă garantez, când vă spun vă garantez, chiar vă garantez că 95% rată de succes. Nu spun 100% pentru că scapă. Și mie îmi scapă. Ele sunt făcute, adică poate să-mi scape în momentul în care nu ești suficient de atent. E o chestiune de glisaj. Poți greși, dar nu poți greși mai mult de 5 întrebări. Niciodată. Poate nici atât. Și trec la analitic. Adică la acea parte a doua cuplată cu textele. Aici există trei posibilități pure, din punctul meu de vedere, și a patra. Deci trei pure și a patra impură, cum a fost anul ăsta. Ce înseamnă trei posibilități pure și a patra combinată analogică, cum zic eu, sau troglodită? Aveți, pe limba mea, nu altor profesor. Aveți schemă, vedem imediat. A doua, diagramă. Și a treia, modus. Ce înseamnă modus? Foarte pe scurt, dacă Gheorghe e la bibliotecă și Viorica la bibliotecă. Obsesia mea. Deci, schemă, diagramă și modus. Ce înseamnă schemă pe scurt? Schemă este atunci când el îți spune că 7 studenți dau examenul 7 zile. Atunci când ai un singur număr și contează succesiunea elementelor. Repet, contează succesiunea tuturor elementelor. Și ai un singur număr. Există și scheme atipice, 5 din 7, dar astea mai ciudate. Tu ce vei face? Vei zice de la 1, 2, 3, 4, 5 și vei începe să pui regulile pe schemă, o să vedem imediat și totul se rezolvă. Nu există scheme complicate. Există, cum se numește, orbu găin, asta e altceva, sau lipsă de metodă, dacă nu știi metodă. Diagramă. Ce înseamnă diagramă? Și anul trecut, anul ăsta, n-au fost diagrame, Bianca, ai fost în examen, n-au fost una a fost diagramă. În schimb, anul trecut a fost acea diagramă cu număratul până la 3, poate vedem astăzi, să cine știe să numere până la 3, că nu știe număra până la 3. În 2014 au fost chiar două diagrame, cei care știți, și au mai fost multe alte diagrame în anii trecuți. Deci faptul că în 2016 n-au fost diagrame, nu vă garantează că în 2017 nu vor fi diagrame.
Faptul că în 2016 n-au fost modusuri pure, doar un modus, din câte țin minte, o singură regulă de modus, nu înseamnă că în 2017, în curcămanii, nu vor fi modusuri, cum au fost în 2013. Două modusuri. Ce înseamnă modus? Ce înseamnă diagramă? Ia uitați-vă. 7 studenți dau examen în 3 zile consecutive. Auziți cumva diferența. 7 studenți dau examen în 7 zile. Deci de la 1 până la 7 schemă. Aici 7 studenți dau examen în 3 zile diferite. Sau se duc cu 2 autobuze diferite. Autobuzul 1, autobuzul 2, autobuzul 3. Și atunci cum arată diagrama? În clipa aia nu mai contează succesiunea elementelor, ci contează faptul că ei se distribuie potrivit regulilor, ziua 1, ziua 2, ziua 3. Și aici avem diagrame clasice și neclasice. Ce înseamnă diagramă clasică? Adică aia care se face exact așa cum se învață. Diagrama neclasică, aia e servită ca la poker de la început, cum a fost în 2015. Pur și simplu poți să o vezi din prima toată și atunci durează rezolvarea încă 3 minute și un semn, nici nu durează. Aia e diagrama neclasică. Cine știe grilele? Există trei cucoane care au, cum se numesc, dragă? Nu știu, alea la gât. Ce au femeile la gât? Ajută-mă. Coliere, exact. Știți? Grila. Este una din 2008. Tremuie, Georgeta și un groaică. Ildico și încă una, Hortensia. Au coliere. La unii bărbații sunt mai bogați, le iau din mai multe materiale. Rubin, pierd, nu mai știu ce era acolo. Rubin, smarald, opal, e așa. Zirconiu și mai era unul. Și perle. Perfect. Și cele trei cucoane, cu mine. Uitați cum arată. Să vedeți, ți-o amintești, Bianca? Uite, absolut să o refacem ca să vadă colegii ce înseamnă diagramă. După aceea le arătăm schema. Bineînțeles că nu avem timp să rezolvăm. Deci avem Păgeta. Parcă era Hortensia, că asta era mai săracă, ține-o minte, și Ungroaica era cea mai bogată. Totdeauna Ungroaicele și mai. Ia uitați-vă. Ele aveau de ales 5 materiale prețioase, dacă bine mi amintesc. Cum vă spunem? Colier. Unele, în cazul ăsta, Geta și Clidico puteau să aibă mai multe materiale la colier. Hortensia era foarte săracă, bărbatul s-o și n-avea decât un singur material, nu putea să aibă două. Și le-au dat niște reguli, inclusiv reguli de modus. Ce înseamnă regulă de modus? Dacă ai zirconiu, vei avea și rubin, să zicem. Zirconiu îi împică rubin. Trebuia să o știți din clasa 9. Logic. Cum se numește pe limba logic? Cine știe? Implicație, implicație, da. Acum implicație este doar propoziția. Transitivitate? Nu. Să nu mergem așa departe. Cine știe pe limba lui, pe limba e reală? Este o judecată, într-adevăr, nici o inductivă, dragă, cu locuri cu inductive. Nu. Este o judecată ipotetico-categorică din care prima premisă, în care prima premisă este într-adevăr o implicație, cu un antecedent și cu un consecvent, adică cum arată? Stați să scriu sus, uite, pe implică fiul celebru, pe implică fiul. La a doua vei spune pe, adică afirmarea antecedentului și în concluzie va fi Q. Vedeți, premisa 1, premisa 2 și concluzia. Povestea asta se numește modus ponendo ponens. Sau ponens, pe limba scurtă. Cea pe care o folosim noi, ia uitați-vă. Eu zic pe implică Q și voi zice, tot așa, pe implică Q, voi pune negația pe consecvent, nu antecedent consecvent, și va rezulta negația pe antecedent. Înțelegeți? Adică, din P implică Q, eu totdeauna voi ști că non-Q implică non-P. Știu că sună greu acum, dar este cheia de bază. O mică paranteză. Bineînțeles că sunt combinații. Deci poți să ai cum a fost în 2013 și ce vă spun acum este pe grile. Nu-i teorie pură, deși trebuia să o știți. A plus B implică C plus D. No? Cum arată în 2013? Ca să vedeți cum arată combinata. Și ce mă deranjează, nu știu dacă se aude, ce mă deranjează pe mine, cei care se pricep la logică, să se uite pe motivația din 2013 la raționament la INM. Te ții de cap. Ai senzația că e nu logică. Dar în fine. Ia uitați-vă. A plus B implică C plus D. Dacă Marcela și Ioana sunt la bibliotecă și Gheorghe și Viorel sunt după ele. Nu faceți modusul aia. Vedeți că pare simplu. Pentru că el pe grilă ce-ți va da? Având în vedere că Viorel nu-i la bibliotecă, care dintre următoarele afirmații, o să vedem imediat, mă întorc la început, că eu tot așa o învârt ca Rebreanu, nu știți cum e la Rebreanu. Așa? Sau la Molometre, la alt. Cine îmi spune? Cum facem modusul? O simplă negație acolo, vine negația aici. Adică, de exemplu, dacă Georgeta și cu Viorica sunt la bibliotecă, înseamnă că și Ivan și Viorel sunt acolo. Dacă nu-i Viorel, nu mai poate fi Geta cu Viorica împreună. Înțelegeți? Unul singur, dacă lipsește, vine negația aici. Și începe un joc.
E foarte important să stăpânești modus și sunt multe alte. În 2013 și mai nasol, că ai negație pe antecedent. Uitați, vine A plus B tăiat și îți dă pe C plus D. Da. Fă modusul ăia. Știu că vă șochez un pic acum, dar sunt chestiuni. Deci A plus B tăiat implică C plus D. Dacă George și Viorica nu sunt împreună, atunci obligatoriu Marcela cu Ioana. Și atunci tu știi că dacă nu-i Marcela, trebuie să fie George cu Viorica și așa mai departe. Asta este modalitatea în care vei obține ecuațiile pe modus, cum le numesc eu. Și atunci totul e simplu. Tu le faci, el îți dă intrare pe item, o să vedeți, îți dă intrare pe item, tu ai actualizat modusul și te duci ca panțărul, țac, țac. Și răspunsurile le dai, niciodată nu le cauți. Nu cauți metoda de avarie. Deci asta era modus. Problema este că modusul nu l-ai pur. Cum a fost, de exemplu, anul trecut, nu a fost modusul pur. Ce înseamnă modus pur? Doar exercițiu pe modus. Cum arată un exercițiu pe modus? Că mă întorc la diagramă. O bibliotecă, nu știu de care, trebuie să aleagă 5 publicații din 7. Auziți numai diferența. 5 din 7. Cel care știe raționament, automat zice modus. Pentru că va apărea regulă de modus. Dacă are cutare, o alege cutare. Dacă nu e cutare, o ia pe cutare. Nu poate să meargă aia cu aia împreună. În general ai 4 sau 5 reguli. Regulă de iubire, regulă de ură și regulă de modus. Cum se face la modus? Ai primit regulile. Vedeți cum sar, dar mai bine așa, că nu puteam să fac sistematic, că timpul nu mi-ajungea. Deci tu primești regulile. Să zicem, uite, A plus B nu merg împreună. O regulă de ură pe limba mea. Este regulă de ură și regulă de iubire. Zici, A implică C. Dacă nu-i B, obligatoriu-i D, să zicem. La plezneală. Și mai e încă vreo regulă acolo. Tu efectiv tragi o, nu știu, 4 din 7 trebalese. Vei trage o linie pe foaia ta, pe ciorna ta și vei face modusul. A plus B nu merg împreună. Ce fac asta? O scriu ca modus. Păi A îl scoate pe B sau B îl scoate pe A. Nu? Aia înseamnă că A plus B nu merg împreună. Sper că vedeți, intuitiv, ca modus. A implică C. Și tu faci modusul să știi. Că deja știți. Uite, uite cum trebuie să-l învățați. Mecanic. Zup, zup. Ca iepurele. Zup, zup. Negație pe a doua, negație pe prima. Negație pe consecvent, pe antecedent. Știu că sună banal. Credeți-mă, am făcut-o ore întregi. Toată lumea era exasperată. Când venea grila, așa făceau. Pentru că se învață mecanic. Și nu-i voie să înveți mecanic. Chiar trebuie să înțelegi. Exemplu cu George și Viorica e cel mai bun, deși este antifeminin și mie îmi place. Pare rău pentru dumneavoastră din sală. Fii cool. Marea maladie a secolului este feminism. Și colonialismul, bineînțeles. De-aia se întâmplă ce se întâmplă. În Europa, în primul rând. Uitați-vă aici. A implică ce? Dacă George e la bibliotecă, Viorica e după el la bibliotecă. Este topită după el. Cum sunt fetele, de obicei, după câte un picior. Dacă George e la bibliotecă, Viorica e la bibliotecă. Ce vă spune vouă? Care e șmecheria? Și fiți foarte atenți acum. Revin la... Țineți minte exemplul cu George. Mă întorc la ce mă interesa la începutul prezentării mele. Era pe tablă și eu umblam pe cei. Toată problema raționamentului logic, dragii mei, este una legată de a distinge între trei tipuri de afirmații. Știu că pare banal, dar e o mare problemă. Ce înseamnă că ceva e necesar, ce înseamnă că ceva e posibil și ce înseamnă că ceva e fals? Marea dificultate pentru, nu pentru voi, pentru toată umanitatea astăzi, este să distingem între ceea ce este necesar, adică obligatoriu, aș spune apodictic în anumite cazuri, necesar, necesar, posibilul, care poate fi și hăisicea, și fals. Ce înseamnă asta pe un exemplu absolut banal? Dacă vrem exemple, să spunem, din istoria noastră culturală, dacă vrei, sau istoria noastră științifică, sau din setajele noastre științifice, atunci este simplu. 1 plus 1 egal 2, știți că e necesar. Mâine o să plouă sau steaua câștigă cupa, e posibil. Și 1 plus 1 face 3 în aritmetică, este fals. Sau suma angulului triunghi este 185 de grade în geometria euclideană, este fals. Dar pe mine mă interesează pe o schemă. Ia uitați. Că tot am zis de schemă, ca să o vedem și pe aia. Schema este de la 1 până la 5. Și schema îți dă niște reguli. De exemplu, spune că Radu stă pe 1, că Mihai nu stă pe 2, că pe 5 poate sta George sau Ioan. Vedeți cum am zis? Sau slash. Este o altă șmecherie pe care eu o promovez la metoda asta. Acest slash. Uitați-vă. Radu stă pe 1, Mihai nu stă pe 2 și pe 5 stă George sau Ion. Se vede cât de cât. Și hai să ne jucăm puțin, să vedeți cât de simplu și cât se va complica. George stă pe 5. Cum e afirmație? E posibilă, falsă sau necesară? Posibilă. George stă pe 4. Ei, brânzoiu, unde este interzisul George să stea pe 4? Vă grăbiți ca fata la mărita. Ion stă pe 3. La fel de posibil, vedeți, n-are interdicție. Mihai stă pe 2.
Fals. Radu stă pe 3. Fals. Radu stă pe 1. Adevărul e mai complicat. Adevărul e logos. Noi suntem aici cu necesarul. Deci necesarul cu ei. Radu stă pe 1. Înțelegeți? Ăsta este tot jocul. Tot timpul. Ce este simplu? Este simplu când vă cere posibil. Pentru că atunci atât plăvanul face, primătorul de avarie, zice, a, căutăm posibil, înseamnă că restul sunt false, le luăm pe rând A, B, C, D și le verificăm. Până când facem eroism de acolo. Normal că atunci când nu am ce face, fără glume, la primul item de după întrebare, n-am ce să fac, trebuie să apelez la metoda de avarie și iau repede, A nu-i bun, B nu-i bun, rămâne prin excludere, de-aia metoda acolo se numește excludere pe baza regulii. Ne-am lămurit povestea. Ăsta este toată. Și vreau să vă spun că e valabil și la modus, și la diagrame. El tot asta te va întreba la raționament. El te va întreba care afirmație necesară, care e posibilă, care e falsă. Că știți că eu m-aș mișca și până în capăt, dar se filmează, sau nu se mai filmează, ba, cred că se filmează și atunci nu mă pot mișca în punctul ăla. Că eu m-aș mișca în general, mă mișc peste tot. Deci sunt un pic static pentru că n-am voie. Bun. Ne-am lămurit cu povestea asta. Acum, mă întorc la G, aș putea revin la... Așa. Ola. Ia uitați-vă. Bianca, îți mai amintești cu Geta. Deci încă o dată. Geta are mai bogat, are două sau trei materiale. Hortensia numai unul și ridică-o câteodată chiar patru. Care era șmecheria? Cine știa să facă această diagramă foarte grea de altfel? Pentru că este grea diagramă. Nu o faci nici într-o jumătate de oră dacă o faci, dacă nu știi să o faci. Tu trebuia să ai reguli, care au niște reguli, cu reguli de modus. Dacă ai zirconiu, ai rubin cu tare. Și trebuia să ții cont de următorul lucru. Fiecare material era acolo undeva în input, adică regula supremă, pentru că cum arată, de fapt? Tu ai un input, o intrare, care îți spune, fie că e schemă, 7 în 7 zile, fie că e diagramă, 3 cucoane care aleg materiale, fie că e modus. Și acolo îți spune ceva. Poate să spună, cel mult 5, nu mai puțin de 5 și așa mai departe. Tot felul de șmecherii. Dacă tu nu ești atent la input, vei rata. Cum o să vedeți în 2015, care nu știau numărat până la 3. Și în clipa în care tu vezi diagrama, tu zici, Georgeta Hortensia Ildico, te apuci și încerci să pui regulile pe diagramă, nu te grăbești la rezolvare și automat va trebui să obții ecuația generală de la început. Adică vei obține 100% ce are Geta, ce nu poate să aibă și ce e posibil, ce nu poate să aibă Hortensia, ce e posibil, ce este obligat să aibă Ildico, două materiale și ce e posibil. Și în clipa asta s-a terminat totul. Este numai doar un joc de cine nu știe, pierde. Asta s-a întâmplat în 2015 cu orașele MNO, care știți povestea. Trei oameni pleacă în orașul M. Și trebuia să numere până la trei. Avem patru oameni acolo, cine știe povestea? Deci nu avem trei muieri, avem trei orașe. În 2015, anul trecut, Grila. Și aveați patru oameni. Nu știți povestea. Patru oameni care se duc în orașul M, în cele trei orașe. Și în orașul M, în primul oraș, trebuie să meargă trei. Dar doi nu puteau să meargă împreună. Doar numărați până la trei. Dacă ăștia doi nu merg împreună. Numărați până la trei. Ia vedeți degetele mele, dacă se văd de acolo. Păi unul, doi și unul din ea doi. Și terminat exercițiul. Îmi pare rău că nu putem proiecta ca să... Dar vă uitați acasă și vedeți că am dreptate. Doar numărați până la trei acasă și ați făcut. Anul trecut au stat unii și nu au intrat că nu știu să numere până la trei. Bun. Acum, care este șmecheria finală aici, ca să nu mai pierdem, pentru că vă spun, sunt foarte interesante, dar nu putem așa. Ar fi o prostie să facem pe jumătăți, că lumea nu are date, ar trebui să proiectăm, să vedem, să treacă minute până... Metoda generală, dragii mei, fie că e schemă, fie că e diagramă, fie că e modus, după ce stăpânești, este următoarea. Tu ai input, îl vedeți input. Ce-o fi acolo, care îmi spune că e schemă, e diagramă sau modus? Vom aplica pe o schemă. Și urmează regulile. E ca la matematică. Regula 1 îți spune ceva. Regula 2 îți spune altceva. Ce poate să spună de fapt o regulă? Și fiți foarte atenți. De ce vă dă vouă analitică? Ce sunt regulile astea? Cine îți spune? Nici om. Eu mă chiar găsesc. Eu când aud cuvinte de alea complicate, eu chic cu dopamină. Nu. Și ce-i aia? Conduit. Las-o. Ce-i aia? Păi voi cu ce vă ocupați? O lege. O lege. De-aia vă dă analiticul. Voi când aveți în fața analiticele astea absolut penibile pentru voi și care vă enervează, că zice Mihai acolo, că unde dracu el, că zice lui Robert, pui metodul după putare. Doar gândiți-vă că ele sunt legi. Exact legile din codurile voastre. Și le veți înțelege mult mai bine. Ce înseamnă asta? Tu ai o regulă care spune așa.
Mihai nu poate fi pe poziția 1. Este o regulă, este o lege de interdicție. Tu te vei duce, o să vedem imediat, iarăși foarte rapid și intuitiv, ce vei face. După aceea vei spune că Radu sau Paul stă pe poziția numărul 5, să zicem, în slash. Aiurea, la Plezner. După aceea, să zicem, vei avea o regulă de modus, cum am spus. Dacă Gheorghe e la bibliotecă, atunci și Viorica e după el. Revenim la Gheorghe și Viorica. Iarăși Aiurea. S-ar putea să ai o regulă de ură. Maricica și cu Ionela nu merg împreună. Sau s-ar putea scriu sus o regulă de iubire. Maricica și cu Ionel, nu cu Ionela, întotdeauna merg împreună. Aici nu se mai pot să dragă. Acolo poți să meargă. Aici, la logică nu te lasă. Logica nu te lasă, dragă. Deși grecii se spune că era homosexual. Era homosexual, dar la nivel spiritual, mă, tot foierile făceau, vă spun eu. Pă Socrate, care e primul, îl aștepta nevastă să și dădea după el într-una. Pă Platon la fel, nu lăsa să meargă la bun. Așa fac femeile. Bun. M plus I, vedeți, regulă de iubire, regulă de ură, regulă de modus, regulă de slash de posibil, regulă de interdicție și putem avea chiar și reguli de fix, adică cele mai tari, nu? O scriu sus. 4 sau pe poziția 4 stă Jojo, că este una cu Jojo, era asta aici, am bătrânit una Jojo blondă, știți pe Jojo. Apare pe grilă Jojo sau Joja, de spun Jojo. Deci ia uitați-vă, dragile, asta este, să zicem, panoplia de reguli care pot apărea, altele nu apar. Într-un fel sau altul, cu modificații, cu franjul sau fără franjul. Ce ai tu de făcut? Deci unde este greșeala inemisului de profesie, care nu s-a gândit că poate să se pregătească la raționament metodologic, cum spunea colegul, ca să preiau fraza. Adică cu cap și cu metodă. Unde greșiți voi? Nu voi din sală, dragile. În general. Ce face inemistul? Citește, aia zice, nu, repede să rezolvă. Și se duce să rezolve. El se apucă de rezolvat. Mă, frate, momentul e făcut într-un Ardelean. Eu nu parafii Ardelean, deși spun Jean Jet Bujet. Îmi spun la Stanca, da, vorbesc cam repede, ca un bucureștean, așa îmi ziceau ăștia. Și asta numai pentru că vreau să spun în general multe și proaste, dar acum nu, sper că în cazul. Dragii mei, ideea este să nu te grăbești. Era un film pe vremuri, grăbește de încet. L-ați văzut? O comedie cu ăsta care a murit cu Demre Dulescu și cu alt actor român care îmi scapă mie acum, Cam Laflu și cu una foarte faină și în fine, era grăbește-te încet. No, așa și aici. Și vă rog, fiți foarte atenți. Cheia de rezolvare a analiticului este procesarea de la început. Nu te grăbi. Fie că ai schemă, fie că ai diagramă, fie că ai modus, fie că ai a patra variantă pe care nu v-am zis-o încă, adică troglodita, cum s-a dat în 2017 pentru fraie, adică prostul putea să încerce, care e posibilă. Ăla e posibil, cum arată 2016? 2016, ultima dintre ele, era cea mai slabă. Trebuia să încerci acolo, că se poate, o pe 2 sau pe 6, se poate. Nu, adică nu se poate. N-aveai ce face. Era metoda de avare, că te obliga el, grila te obliga, mă înțelegeți? Era troglodită. Deci n-aveai cum să greșe. Da. Cheia. Și fiți foarte atent. Nu te grăbești la rezolvare, ci procesezi informația. Pentru că dacă te grăbești, când vei da actul ăla de judecată, eu tot așa le spun la toți. Păi mă, dacă tu la căcaturile astea te grăbești, ce vei face în sală când vei băga un om în pușcărie pentru că tu te grăbești? Nu știu dacă mă înțelegeți. E ca și medicul ăla care operează sau care face, nu știu, dă un aviz. O atât mai mult să spui că cineva e privat de libertate 20 de ani? Nu te grăbești. Stai 3 minute și procesezi. Vei avea, dacă vei avea o schemă, ce vei face? Să spunem că e o schemă. Nu am înțeles. Ce vei face? Dacă e diagramă, v-am arătat. Tu vei face următorul lucru. Și fiți foarte atenți. E careva din Maramureș așa. Niciunul din Maramureș. De-aia n-a știut aia cu Câmpenii. În Maramureș este o frază care spune că mândra zdeară. Și în Moaș. Mândra zdeară. De-aia e bine să știți popular. Măcar Pălește să vă ascultați. Ce înseamnă că mândra zdeară? Înțelege procurorea. Ce înseamnă că zdeară? Ia să-i văd. Bună, cum ai știut. Dacă știi și asta, zici. Eu, uite, ești tare. Dar eu, ești din București? Ești din jurul Bucureștiului. Ești din Moldova. Bun. De Moldova e faină, acolo. Deși mulți moldoveni rămân din la Cluj, dar vin și la București. Mândra ziară. Dragii mei, când veți auzi cum ziară regulile, că de fapt despre reguli este vorba, atunci va fi foarte simplu. Ce înseamnă că ziară? Și acum uitați. Toate regulile, dacă schema sau diagrama, sau ce-o fi, nu-i troglodită, toate trebuie duse pe schemă. Într-un fel sau altul, adică schema trebuie developată. Dacă tu te-ai grăbit
Știți cum e? Iar era să zic o chestie porno și nu-i voie, că na, spațiul public să-i hotărâ. Apropo aici, o mică paranteză, știți că Ghizar este capșa? Nu știam, vin în București de multă vreme, dar acum mi-am dat seama, ieșind la țigară, că e capșa. Vorbeam cu un prieten care e la Paris acum. Și zic, bă, uite-i capșa. Știți de ce am zis capșa? Cine știe ce era la capșa în perioada intervenică? Acolo mereau toți, după ce mereau la bordel, bineînțeles, adică Iliade, Cioran, Doica, Dunai Ionescu, cu toată marea cultură română, acolo s-a format, la bordel, dacă și la capșa. Asta, la modul real, nu vă uitați așa la mine, că sper că ați citit trupul romanul adolescentului meu. Măcar asta, în clasa 7-a, l-ați citit? Da. Când era unica fată. Bun. Păi, dar nu vă uitați la mine, că anul ăsta, dragă, la UBB la Cluj, copilașii care au venit, au zis, i-am întrebat că domnul Labac, 9.50. Și am întrebat, ai citit un roman? Da, pe domnul profesor, n-am avut. Adică, cum dracu mă să-i 9.50 la română? Și să nu citești nici măcar un roman. O să citit aia cu factorul perturbator, că știți, toată lumea învață, cred că și voi ați învățat ăștia mai tineri, în ultimii ani, cine este factorul perturbator? Că de vreo 10 ani am auzit de el. Cine spune cine e factorul perturbator? Hai mă, că ați învățat pe de rost comentariile mama mă zic când ați dat bacul, toți. Cine? Lică să mă dă, nu vă învățat pe toți, că e factorul perturbator. Bun, uitați-vă acum, fiți foarte atenți că ne apropiem de final. În momentul în care tu iei regulile astea și le pui pe schemă, adică zdeară, ce înseamnă? Strigă după tine regula. Bă, nu mă lăsa acolo, că dacă nu o să faci exercițiu un timp util. Atunci tu te duci și zici, Mihai nu stă pe 1, pe 5, Radu slash Paul. Bun, lăsăm modusul acum, pe 4 stă cu tare, M plus I, bine, aia nu e o regulă de dus pe schemă. Și așa mai departe. Adică tu vei lua regulă cu regulă. Și ce vei face? O vei duce pe schemă. Dacă e diagramă clasică, vei face la neclasică, vei face la fel. Dacă e clasică, rămâne goală, acolo e altă mișcare. Dar ideea este, în clipa în care te apuci de rezolvat, tu trebuie să ai în cap toată structura, regulile să fie clare, legătura dintre reguli, tot ce spune regula, dacă e schemă. Și când începe itemul, el te va întreba care e necesarul. Tu va trebui să-l dai deja. Nu o să-l cauți. Aia e metodă de avarie. Vă pot arăta și cum căutați necesarul în avarie, dar aia e altceva. Adică tu, practic, trebuie să te ridici deasupra exercițiului de fiecare dată, să planezi deasupra lui și răspunsul să țină așa. Așa. Practic, tu ai controlul. Niciodată nu poți greși. Ca și la povestea cu Geta. Bun. Asta ar fi analitic. Sunt multe, adică sunt multe. Știu că pare simplu, sau o să spuneți, da, bă, ăsta zice ce simplu, dar lasă să vedem când ne apucăm să rezolvăm. Vă spun o chestie. Și cea mai bună mărturisire, iarăși o mică paranteză, dacă ar fi unul din oamenii care au intrat, bineînțeles, anul ăsta sau anul trecut și care au lucrat cu mine, cu noi, ar putea să mărturisească, să spună mai mult decât aș putea eu să spun despre felul care funcționează lucrurile astea. Ce înseamnă a treia parte, gândirea logică? Deși lumea spune, wow, trebuie să citim acolo textulețele, trebuie să le înțelegem pe conținut, completamente fals. Dacă la texte, v-am spus, la textele mari, nu este bine să înțelegeți textul, ci să căutați termenii așa cum vă pun, cum vin itemii. La analitic e o metodă beton, stiară regulile, ai modus, îl faci, ai diagramă, ai schemă, rezolvi. La gândire logică, unde aveți 50 plus 8, țineți minte, partea a treia, după pauză, dacă ai G1, G2, dacă ai G3, G4, adică grila 3, grila 4, vei începe cu această gândire logică și după aia ai pauza și vei face textele și analitic. Sper că e limpede acolo, înțelegeți cei mai tineri care n-ați văzut grila. Ok. Care-s aceste povești de la gândire logică? Știți cum arată gândirea logică? Dacă textele de la macrotextele sunt de format A4, la gândire logică aveți paragrafe micuțe, de 2-3 rânduri, 4, și după aia urmează itemul, urmează întrebarea. Și acum vin și vă spun, ce e cu întrebarea? Păi întrebarea e răspunsul. Adică, ia uitați, asta e povestea. Și vine întrebarea. Să zicem, itemul 1. Ce rol joacă nu știu care frază? Sau care întărește? Sau care slăbește? Știți din astea? Ați auzit de ele? Care este concluzia? Care e cea mai bună concluzie? Care decurge logic? Altele, mai știți? Care este eroarea? Care seamănă? Bă, că nu le știți. Vi le spun eu aproape pe toate, de fapt pe toate. Sunt număr de, depinde cum le iei, 9 plus 1 sau 10 plus 1 sau 12. Cum vrei să le desfășori? Sunt niște structuri care se repetă pe toate grilele. Adică ai o poveste, dar nu te interesează ce acolo. Ți se pârfie. Și la modul real, cu cât veți vrea, și vă rog, ascultați-mă, m-am certat cu ele. Și mai ales cu fetele, pentru că fetele sunt atât de încăpățânate. Spuneau la Iași, și la Timișoara, și la București. Domn profesor, aveți dreptate, atât de e clar.
La Iași spuneau, atât e clar, nu, profesorii, foarte clar. La București spuneau altfel, la Timișoara altfel. Dar nu mă pot abține să nu înțeleg ce scrie acolo, eu trebuie să înțeleg. Așa face și cu bărbatul sau casă, vă dați seama. Bă, eu trebuie să văd că au venit din la Crâșmă, că nu au venit din la Vodomne. Așa fac fetele. Nu-i cazul. Nu-i cazul. De ce nu-i cazul? Ia uitați. El te va întreba, și vă arăt un truc simplu așa, la prima plezneală. El te va întreba, care dintre următoarele slăbește cel mai mult, nu știu ce. Lumii nu știe ce e ăla, slăbitor. Aia se numește pe limba noastră slăbitor. Dar cel care știe metoda vede că există o corelație de tipul bei Coca-Cola și te îngrași. Undeva în textul respectiv spune, bei Coca-Cola, te îngrași. Și slăbești. Lumii nu știe. Doar atât trebuie să vezi. Care e corelația? Coca-Cola te îngrașă. Ia faceți slăbitorul. Ai rupt legătura. Adică poți să bei Coca-Cola și nu te vei îngrășa. Sau vei zice, foarte mulți au băut Coca-Cola, nu s-au îngrășat, sau unii s-au îngrășat că au băut bere, n-au băut Coca-Cola. Înțelegeți? Se rupe legătura dintre Coca-Cola și îngrășat. Ăla e slăbitorul. Dar e pe structură. Le veți căuta pe grile din 2005 încoace și veți găsi 70-80 numai cu pe implicatiu. Numai trebuie să ai un format. Nu contează ce e acolo. Dimpotrivă, fiți atenți, deși nu e foarte corect din punct de vedere logic, dar asta face grila. Tu găsești o corelație și el te întreabă care este cel mai tare întăritor. Păi care e întăritorul la pe implicatiu? Dacă bei Coca-Cola, merg tot pe asta, bei Coca-Cola, te îngrași. Care e întăritorul? Modusul. Adică non-Q implică non-P. Coca-Cola te îngrașă. Dacă nu vrei să te îngrași sau dacă vrei să fii slab, nu bea Coca-Cola. Înțelegeți? Și așa mai departe. Astea sunt lucrurile. Și atunci, care sunt cele 10, 11, 12 structuri? Eu le-am împărțit și pe le-am râs, le-am împărțit un pic altfel ca să nu forțăm nota. Fiți, vă rog, foarte atenți. Imediat închei. Știu că e un pic, eu am vorbit ca Florin Chierții. De tăti de la Cluj. Copilaș. Așa spunea profa mea de filosofie de la Cluj. Am avut noroc că am dedat liceul real și acolo am și predat după aia. O scolei cu doamna care m-a învățat logică în clasa nouă. Copilaș drăgălaș, așa spunea. Ia uitați-vă pe tablă. Asta e tot raționamentul logic. Îl aveți în față. Trebuia să-l știți din clasa nouă. Intens.